Dimineața la ora 5 nu există oră să nu fiu în picioare. I-a spus Danca, două, trei când de apă cu lămâie pe stomacul gol, primul lucru. Dar nu stau. Deci trăiți o viață foarte, foarte activă. Nu stau. Capul gol toată iarna. Tati, dar pe... Fantastic. Uite că ninge, de ce? E plăcerea mea, zic. Asta nu-i din soare. În sala de consultație a dispensarului Nou Nouț, unde nu intrase animal, am făcut botezul la al doilea copil. După 8 ani, m-am trezit în curte cu primul secretar al regiunii. Doctorașule, tu ești Petri, eu. Te pregătești că mergi cu tovarășul Blaj, dar eu sunt medic veterinar, eu nu pot să iau toată agricultura în braț. Era o situație gravă, animalele ajunsese să mănânce numai paiele de pe ăsta. Mureau pe capete. E plină iarnă, soție în învățământ, copiii mici. N-ai încotro. Acolo mor animalele. Ai avut rezultate bune aici, trebuie să faci ceva, să oprim mortalitățile. Și n-am în plină iarnă, o trebuie să plec. Noi nu i-am certat niciodată în 26 de ani, întotdeauna am ascultat ce-o zis, întotdeauna numai lucruri bune. Deci dacă vorbim de prima perioadă a copilăriei, așa cum ați menționat, vreau să vă spun că m-am născut în 1933, în plină iarnă grea, și am avut o copilărie destul de grea, pentru că în 39, când eu aveam 6 ani, a început războiul. Tata, până în 45, când s-a terminat războiul, nu a putut veni acasă, a rămas numai eu și cu fratele. Eu am fost primul copil, al doilea copil, fratele meu, care s-a născut în 35. O perioadă grea, cu animale, cu mama care nu era din satul, era din satul vecin, o femeie destul de descurcăreață, dar am rezistat până când în 45 a venit tata acasă. Prima întrebare a fost, de ce nu te-ai dus după ce a terminat 4 clase să-l bagi la liceu? Cum? Eu singură, cum să-l bag? No, făcusem un an în plus, că la 4 ani de primărie, de școală primară, puteai da examen la liceu. Am făcut 5, că tata nu a venit. No, gata, zice, te duci la examen și intri la liceu Timotei Ciparu din Dumbrăveni. Un liceu renumit în felul lui. De acolo am urmat toate etapele care au venit. În 48 s-a făcut reforma învățământului, a apărut prima dată noțiunea de liceu teoretic și liceu tehnic. Nu știam noi ce înseamnă aia. Și cu învățătorul din sat ne-am lămurit. Și în 48 s-a făcut, așa cum a zis, reforma învățământului. S-a făcut din liceu teoretic, liceu agronomic. Noi nu știam ce e aia. Nu aleg să zice că tata. Nu lăsăm, ce e aia liceu tehnic? Și așa am ajuns la media și am dat examen, am intrat. Un liceu cu foarte mare pretenții. Și de acolo, așa s-au aranjat treburile că o trebuie să ne mutăm datorită domiciliului pe Târnava Mică la Târnăveni și la Târnăveni am dus și am terminat prima promoție de liceu cu 11 clase, nu a 12-a nu s-a mai făcut.
Uh-huh. Am câștigat ăla anul care l-am făcut în plus la școala primară. În loc să mă duc la 4 ani de la școala, am dus la 5 ani. L-am câștigat și de acolo asta a fost ideea mea să mă duc la medicina veterinară. A fost ideea dumneavoastră? Ideea mea, dar și-a lui tata. Și-a învățătorului. Mă, copiii ăștia au crescut aici, au plâns, s-au bucurat lângă bivol, lângă vaci, lângă tate. Dacă el iubește medicina veterinară, lasă să pleacă. Că băiatului care mi-a fost coleg, a rămas. A rămas, deși era foarte inteligent, dar nu a avut ambiție să se pregătească, nici nu a făcut măcar facultate. Eu am terminat liceul la în 52, în 52 am terminat cele 11 clase, am dat examenul de absolvire, am luat examenul și trebuia să merg la facultatea de medicină veterinară. Provocarea a fost în timpul liceului că au vrut neapărat să ne scoată pe câțiva cu origine, cu origine bună să ne facă ofițeri. Era nevoie de ofițeri. Atât au venit și m-au presat. Și am spus clar, eu nu renunț la liceu, chiar dacă îmi dați mâine 10 câte clase vreți. Nu mă duc. Unii au căzut și au dus, și au făcut, au cedat. N-am cedat, nu m-am dus în armată, aveau nevoie de cadre atunci. Și trebuia să merg la facultatea de medicină veterinară. Era numai Bucureștiul, pe vremea aceea și Clujul. Nu era nici Iașul, nu era. Imarul de la Aradu zice, dacă nu vă n-are loc Timișoara să vă bage în centrul ăla universitar, veniți la Arad că noi vă luăm. Păi cum? Așa am aflat noi după ce am intrat, cum s-o de cum. Și s-a făcut medicină veterinară și zootehnie la Arad, unde am terminat cu profesori veniți din București, oameni ambițioși, s-a făcut o facultate de prestigiu, mulți din colegii mei au fost șef de catedră la Iași, la Cluj, la Cluj a fost doctor Ghergaru, coleg de an, la anatomie Popovici, Dulceanu la Iași, a fost o promoție bună. Dar și înaintea mea au fost două, trei promoții. Pe vremea aceea să intra la facultate după ce o comisie îți analiza dosarul să vadă ce. Să n-aibă în familie preoți, să n-aibă rude în străinătate, să nu fi avut condamnare, să nu fi partizan a unei idei regaliste. Uh-huh. Și au fost colegi care au plâns. Capabil, cu dosarul în mână, nu i-o lăsa să intre afară. Eu fiind fiul de țăran mijlocaș, am avut curată partea care ținea de noua politică care se instalase în țara noastră, n-aveam complicații cu străinătatea, cu condamnări, cu preoți, cu treburi, că dacă ai avut, imediat intra pe fir și nu te lăsa. Nu te lăsa. Am ajuns să fiu aprobat și după ce s-au făcut toate investigațiile pentru toți candidații, s-au stabilit data examenului, am intrat în examen teoretic, scris și așa am intrat în facultate. Mi-am dorit foarte mult pentru că am crescut în mediu, am plâns, m-am bucurat lângă bivol, lângă vaci, mai ales că am prins perioada războiului și n-avea cine să ne ajute. Nu a fost ușor, dar am avut așa o voință, am fost ambițios. Ne-am terminat în 57, am dat examenul de absolvire, ce facem? Atunci se dea hârtie în mână de repartiție în producție. Cei care au avut medii mai bune și-au putut alege Ardealul, ceilalți în Dobrogea, Moldova. Să înțeleg că Ardealul era mai râvnit? Da, noi am fost mai cu medii mai bune și ne-au lăsat să alegem Ardealul. Din Ardeal nu a contat, că nu ne-au spus că unde. Dar cea mai mare lipsă de cadre în medicină veterinară era Maramureșul. Era regiunea atunci. Era împreună cu satul mare, regiunea Maramureș. Am venit direct, nici nu m-am mai dus pe la părinți pe acasă, am venit direct, fiind curios să văd și eu, cred, nu-i fusesem aici. Am venit la Maramureș, la regiune, directorul ajunt la Direcția Generală Agricolă, era doctorul Breteanu din Iernu, de pe Târnava Mică. Am fost printre primii care a venit, 10 am fost
o trebuie să venim. Eu m-am grăbit, am venit, doctorul Petri. Nu cunoșteam pe nimeni, absolut. Ce vrei, unde vrei să te duci? Nu știu. Nu cunosc regiunea, n-am fost niciodată în Maramureș, dar să știți că rămâneți pe actualul Maramureș, satul mare, deși e regiunea noastră, de bine de rău are cadre suficiente, dar noi Maramureșul nu avem. Și am ales Arinișul. Arinișul. Arinișul, de ce l-am ales? Medicul de acolo o fă promovat la raion. Directorul general ajung doctorul Breteanu, care răspundea de partea de medicină și zotinie, zice, Petri, ai Hododul unde sunt mai mulți maghiari, ai Arinișul, ai nu știu ce, eu îți recomand Arinișul, zice că e un centru de comună bun. Și așa am ales Arinișul, m-am dus acolo, nu era dispensar veterinar. Eu neavând unde să stau, nu aveam locuință, am închiriat o casă unde am găsit. Și în casă cu pământ mi s-a născut primul copil, o fată. Da, a sărit un pic niște etape când dumneavoastră terminaserăți facultatea și acum aveați un copil. Unde ați găsit soția noastră? Era... După ce am terminat facultatea, a venit în Arinș, așa cum v-am spus. Întâmplarea a făcut că eu să fiu în gazdă la un anumit cetățean de acolo și am așteptat că eu în iulie m-am dus. În septembrie a început școala și în septembrie au venit cadrele didactice. A fost o coincidență, lângă mine unde eu mă instalasem ca chiriaș, a venit învățătoarea care trebuia să fie la clasă în septembrie. Iulie, august, septembrie era a treia lună. Ce să spun? Mi-a foarte plăcut, ne-am cunoscut, vecini fiind, și așa de rapid ne-am împrietenit că în 57 eu am intrat în profesie și în 58 ne-am și căsătorit. Iasă era din Finteușul Mare, comuna Șomcuta, nu era orașul Șomcuta. Foarte frumos. O venit, ne-am cunoscut, fiind vecini, așa, întâmplarea, coincidență. Ea într-o casă, eu alături de ea, ne-am cunoscut. Tata m-a chemat de nenumărate ori să mă duc înapoi pe Trnave, la Dumbrăveni, acolo, că era căsătoria aranjată, uh-huh, cu oameni bogați. Hai că aici ai de toate. Zic, tată, eu altul, mama, nu mai vin, eu aici rămân. Și apoi au venit ei până la urmă, i-am determinat și au venit ei apoi la mine, să vadă și ei ce... Apoi m-am dus după aceea cu logodna, că ne-am logodit repede, m-am dus cu ea la mine în sat, cum erau rudele și toți, atâta mari de familie, din 10 frați. Le-a plăcut la toți, a venit înapoi și, repet, în 58, în februarie, am făcut nunta. În iulie m-am instalat ca medic, rapid, ne-am grăbit. De ce ne-am grăbit? La seară trebuia să mănânc undeva. Corect. Nu-mi plăcea aia, eu avem obișnuință cu regimul de pe la noi, cu sașii noștri de pe Târnav. Și zic că trăia Toane. De ne place, de nu ne place, noi ne facem mâncarea, noi ne degospodărim, haide să o facem. Și tu mănânci cum poți în asta, eu mai mult zic, am și teren de făcut. Și atunci am zis, gata. Ne căsătorim, ce e bine, e bine, dar nu mai stăm la cheremul nimănui. Și așa ne-am căsătorit, a apărut primul copil în casă cu pământ. Deci ce erau condiții mai rele, mai precare. Nu era dispensar veterinar, m-a băgat la Consiliul Popular Comunal, într-un birou aproape lângă poliție. Poliția aici și eu acolo. Zice, Petri, doctorul Breteanu, îți dau 300.000 de lei. Folosește relațiile. Cei care vin, era un centru mare al Inișu, vin acolo, erau cai, nu era mecanizată asta, transporturile din păduri. Folosește-te de relațiile care le ai, banii sunt aici, te descurci, faci
cu ce știi tu. Eu te ajut, zice, cât pot de aici și faci dispensar. În 2 ani de zile a făcut dispensar. Cu sală de consultație, cu locuință și farmacie, tot graj pentru animale, tot ce este necesar. Da, dacă primul copil a fost în casa cu pământ, era gata dispensarul și zice, uite, eu nu pot să mă duc la preot, că tu știi cu ce regim avem noi. Zic, nici eu nu mă pot duce, că ne urmărea. În sala de consultație a dispensarului nou-nouț, unde nu intrase animal, am făcut botezul la al doilea copil. Acolo a venit el cu el în brațe, zice, să nu ne audă cineva că cu preot, cu nu știu. Și așa era atunci. Și am făcut botezul în sala nouă, unde nu intrase animal. Am chemat cei de la Finteușul Mare, care e din partea soției, au venit de acasă tata să ne vadă că unde suntem. Și așa am început, mutându-ne în locuința care am făcut-o la dispensar, a fost o mândrie pentru noi. Eu am făcut dispensarul, am avut grădină de somnirat, tot alinișul, am avut porci, am avut câte 100 de găini, vineau de la raion, de la Ceiul Silvaniei, i-am servit pe toți cu care ce-au vrut, găini am avut, porci am avut, grădină de zarzavatări am avut, să mira lumea de... Că mi-a plăcut să muncesc, asta am știut eu. Am avut dispensarul veterinar nou-nouț, cu care am deservit Alinișul cu 3 sate, Asoajele cu 2 sate, Bârsaule cu 2 sate. Toată era circunscripția mea. Am înțeles. Deci v-ați așezat bine la locul de muncă, ați construit dispensarul și ne interesează să știm un pic cum era medicina veterinară cu 60 de ani. Medicina veterinară era mai simplu, nu era butonată cu calculatoare, nu era cu multe hârtii, era o evidență foarte clară, făcută de fiecare primărie, nu era sarcina medicilor să facă identificarea cum se face acum. Noi aveam timp să ne axăm pe adevărata profesie. Acum ori trebuie să vezi în calculator ce ai făcut, unde ai greșit, de ce nu l-ai înregistrat pe ăla, era simplu. Dar medicina avea principiile ei foarte clare. Nu ne-am încurcat cu multe documente, am avut fiecare medic farmacie în cadrul dispensarului și ne-am descurcat. Era un medic pe 3 comune, acum e un medic pe comună. În 62 s-a colectivizat. Sarcină foarte grea pentru medicul veterinar, pentru că era obligator să dai prioritate la unitățile socialiste. A fost foarte greu. Am avut un noroc extraordinar că după ce s-a colectivizat, am avut niște rezultate foarte bune, nu numai datorită mie, datorită președintelui care a fost adus de primul secretar, nu știu cum l-a depistat, de la un maestru de parchet, l-a pus președinte, am știut cum să mă înțeleg cu el, că era foarte ambițios. El a luat partea de organizare a CAP-ului, eu partea de medicină și din rezultatele bune care le-am avut după 8 ani, m-am trezit în curte cu primul secretar al regiunii. Era domnul tovarășul Uglar. Am rămas îndemnit. Secretarul regiunii de partid în curtea dispensarului. Doctorașule, tu ești Petri, eu. Hai înăuntru. Te pregătești că mergi cu tovarășul Blaj, dormiți la camera de oaspeți în Târgu Lăpuș și va fi plenara mâine și vei fi ales președinte de Consiliul Agricol Raional. Dar eu sunt medic veterinar, eu nu pot să iau toată agricultura în braț. Te duci, sarcină, e plină iarnă, soție în învățământ, copiii mici. N-ai încotro, acolo mor animalele. Ai avut rezultate bune aici, trebuie să faci ceva, să oprim mortalitățile. Și n-am în plină iarnă, o trebuie să plec. Deci era o situație gravă. Era o situație gravă, animalele ajunsese să mănânce numai paiele de pe ăsta. Mureau pe capete.
Când m-am dus să iau în primire fostul președinte de Consiliu Agricol care l-am locuit eu, s-a uitat la mine, mă, dar tu ești nebun? De ce? Păi tu știi în ce te-ai băgat? Tu știi ce e aici, mă? Da, știut. Am asistat la plenară, am dus soția acolo, copii, mi-au dat apartament, mi-au dat de toate, ne-am dus cu un camion cu tot ce am avut și au zis către primul secretar, tovarășul prim, eu, ce o fi, dar trebuie să-i strângem odată pe toți, să mă cunoscă, să le spun ce am de făcut dacă am venit. Nu contează că ai muri aici, dar trebuie să pună umărul toți. Am chemat medici veterinari, am chemat inginer agronom, inginer mecanizator, președinte CAP, brigadierii zootehnici, toți. Tovarășul prim, dacă nu pornim puternic, nu putem opri mortalitățile, că nu au mâncare animalele. Toamna când se recolta și vara, ei duceau mai mult fân acasă decât la CAP-uri. Și apleurile n-aveau mâncare. Și atunci, după plenara aia, după ce i-am amenințat, dar le-am spus, eu sunt aici sortit, oi muri aici, dar și dumneavoastră veți avea consecințe cu familie dumneavoastră. Dați din fânul care l-ați dus toamna și vara acasă, dați și la CAP-uri. Și așa, cu eforturi, o înțeles. Mi-a părut bine că înțeles că nu-i glumă, că erau urmăriți și ei dacă mor multe animale. De ce mor? CAP-ul ai președinte, ai brigadier zootehnic, ai secretar de partid acolo, de ce mor animale? Și încetul cu încetul ne-am început să ne punem pe, să adunăm furaje și să putem ieși la luna martie, aprilie, când puteam să mai, măcar cu oile să le putem salva. Cam ce efectiv de animale era atunci în CAP-ul din zona respectivă? În orice caz, erau 29 de CAP-uri care nu trebuia, că era zonă premontană, majoritatea, Țibleșu, Larga, Costeniu, Vimele, nu erau Brebeniu, Măgureniu, toate zone premontane care nu trebuia colectivizate, dar s-au colectivizat. Sigur că la cele 29 de CAP-uri, luând în medie numai 200 de animale mari, sute de animale. N-am făcut niciodată socoteala. În mintea mea a fost ce să fac ca să pot fi sprijinit, că singur eu nu puteam. Aveam doi vicepreședinți agronomi, eu ca medic veterinar, și ajutați de cei doi, că și ei au înțeles, nu m-au dorit, că eu nu m-au dorit ei că am venit peste ei, dar o înțeles că mușai să punem umărul toți. Și în felul ăsta am ajuns primăvara, încet, încet, au început să moară mai puține și de acolo încolo m-am descurcat până la desfințarea raionului. Înțelegem atunci că a fost un om capabil, care a pus mâna pe lucru, a rezolvat problema, a găsit și susținere. Am zis că ori mor, dar trebuie să facem ceva. Dacă au avut încredere primul secretar al regiunii, care nu merea la fie ce om să-l vină la mine în curte, doctorașule, ai avut rezultate bune, ce ai făcut? Nu m-am lăudat. Am făcut eu partea mea, președintele partea lui, asoajele era mai bine cospădite, bârsaule era mai bine cospădite, arinișul era problema. Și am ajuns de pe ultimul loc cu arinișul pe locul 3. Când au văzut că apar rezultatele, s-au gândit la ce să facem cu lăpușul acolo. O provocare și mai mare, pe măsura abilităților. Vai de mine! Și așa, cu foarte mare greutate și cu foarte mare dârzenie, ne-am apucat la treabă. Și încet, încet, încet am avut rezultate la desfințarea raionului în 48. Ce să facem? În 68, pardon, că 61 m-am dus. Am rămas fără post. Satul Mare s-a făcut județ, Marea Mureșu s-a făcut județ, raioanele s-au dus. Și am stat așa, destul de supărat, circunscripțiile erau ocupate, colegii de la Direcția Veterinară mi-au dat o mână de ajutor și m-am trezit cu directorul general al creșterii animalelor, cu doctorul Breteanu,
care era pe Târnave, ca și mine, era de la Iernu, nu eram de la Dumbrăveni, pe Târnava Mare. Petre, ce faci? Stau cu familia și mă uit. Direcția veterinară nu mi-a dat niciun semnal. Gata, pregătește-te, vină la Baia Mare, șef de serviciu la mine, la Direcția Generală a Creșterii Animalelor. M-am bucurat. Adică eu și-o dat seama că la, în 57 când am venit, el m-a trimis la Reniș, el m-a ajutat, am făcut dispensarul veterinar, că nu era, și s-a mintit și m-a dat o mână de ajutor. Am venit șef de serviciu la dânsul și am stat 8 ani de zile la Direcția Generală a Creșterii Animalelor, după care Gostatul a avut nevoie de un medic. Doctorul Nan, care era la Gostat, a plecat directorul la Iric, postul liber. Eu mi-am dorit, deja Gostat, IAS-urile erau grele de rezolvat, era sub papa statului, dar am vrut să mă introduc, să mă bag și acolo. Și așa am ajuns la IAS. La IAS am stat 4 ani, mai stăteam cu toate greutățile, dar n-am încăput de un inspector de bancă care mă tot întreba de ce nu imput viței la medic, la președinte. Eu știam de ce aveam pierderi la viței, nu-i puteam salva pe toți, pentru că rămâneau animale în luna februarie, martie, aprilie, rămâneau numai pe siloz. Silozul în timpul iernii cumulează nitrat și nitriți. Nitriții și nitrații la fătare să nasc viței cu distrofii. Și cum să fac eu imputație la un om care nu avea decât numai silozul de mâncat? Silozul era bun, dar trebuia compensat cu fân. Și atâta m-a supărat de rău inspectorul ăla, încât am zis eu cu ăla numai. Eu de imputat nu mă lasă inima să fac imputații, pentru că știu de ce nu s-a făcut fânul. Pe lângă silozul ăla mult, sutele de tone, mii de tone de siloz, care deja octombrie, noiembrie, decembrie, se acumulau nitriții și nitrații, animalele n-aveau ce mânca decât ăla, niște concentrate, niște paie mai erau, și eu zic, așa ceva nu pot face. Și așa m-am supărat de rău, am prins-o sub papă și am ieșit din Direcția Generală și am venit la Gostat. Doctorul Nan m-a s-a dus la directorul la Iric, și atunci eu, acolo nu puteai intra la Gosta. Ei își alegeau cadre numai care le-au crescut ei, în sistemul IAS-urilor. Cum am putut eu intra așa acolo? Norocul meu a fost că directorul general din minister, de la Departamentul Agriculturii din stat, avea soție de la mine din sata preotului, care eu trebuiau să iau de fapt. Ăla era începător lângă comuna mea, la Zagăr, o comună mare. Și cunoscându-ne, căsătorindu-se cu fata de preotului din sat de la mine, zice, nu te luam dacă nu te cunoșteam. Noi punem medici numai din pepiniera noastră. Voi veniți de la circunscripție cu alte idei, hai că te iau. Dar să fii atent. Te iau, te duci la trustul Iasea Maramureș, ai de construit un combinat de porci care s-au făcut până la urmă, ai oile, ai vacile, ai tot ce ai, vezi-ți de treabă. Și acolo am avut noroc cu un director de Gostat care se numea Filip, nu a făcut el fân, dar avea relații bune și am ieșit, deși se spunea trus de buzunar, am ieșit în față. Am ieșit la clasament foarte bine. Ca dovadă mi-au dat recompensă să mă duc în Danemarca. Te duci în Danemarca cu delegația din partea Ministerului și aduci pentru România 500 de juninci să nu depășească 4 ani, nici una 3 ani, gestante toate cel puțin în luna 4-a și pe răspunderea ta vii cu animalele în România. Pe vremea aia nu trecea nimeni numai cu delegații în Occident. Nu era liber cum e acum. Am avut delegație din partea Departamentului Agriculturii de Stat, vamă la aeroport, controlați în bună regulă, mi-au dat un ajutor pe doctorul Teșculă, care era pe undeva pe la Cluj, nu ne-am mai întâlnit împreună, și cu controlul vamal am ajuns în Danemarca, după o escală la Berlin, de acolo un avion mic
până în Bilund, așa se numea, și când am ajuns acolo, era unul mureșan din satul lung. Și-a pus mâna în cap și-a început să înjure de ce am plecat fără bani. Roma Grimesu, pe vremea aceea, trebuia să ne dea banii, care să putem veni, să ne cazăm, să ne... Nu ne-a dat nimic. Ăsta foarte supărat, nu au ce face, hai că vă ajut, ce să fac, ați venit în Danemarca, haide să mergem să... Noi instalat la hotel, după câteva zile vă de la București să ne dea diurna și banii care ni se cuveneau. Ce crezi că s-a întâmplat? Zice, nu vă dăm banii, vă descurcați voi cu fermierii de aici. Auzi. Adică eu să mă vând. Nu mai știu numele cu cine era, zic, eu așa ceva nu fac. Eu nu stau la cheremul fermierului care trebuie să-mi dea în mâine vacile care erau hale adunate de la mai multe ferme. Hale mari unde erau adunate, eram noi, România, era Egiptul, era Grecia, era, nu numai noi, erau cei care duceau animale din Danemarca. Au văzut că nu-i de glumă, ăsta ne-a susținut de la ambasadă, nu dă bani și așa am început. Dacă ne lăsam cumpărați, ei te luau, ne plătea hotelul, ne plătea mâncarea, ne plătea tot, dar era la cheremul lor. Când au început să facă licitația pentru animale, pe noi am mai văzut delegații, dar nu ca dumneavoastră. Cum să făceau delegații înainte de a mele eu? Cu un activist de partid. Închidea ochii, lua un medic mai puțin pregătit și băgau în România animale cu leucoză, animale bolnave. Și așa au pierdut țara mult. Și eu, oameni proști ca voi, n-am văzut. Zic, ăștia suntem noi. Medici veterinari, n-avem aici niciun interes politic, ne alegem animale. Pe când ne-au năcăjit, ne-au oferit animale care erau cu registru, cu evidență extraordinare. Păi luați oasă, recordiste. Dar nu era, era minciună. Acte false. Eu nu duc animalul ăsta, dragă, că ăsta nu ajunge până în român. Ăsta moare pe drum. Egiptul și-a dus... Au combinații cu acte false. Da. Egiptul și-a dus vacile cu avionul, grecii la fel, ăștia la care mai fost la fel, noi cu trenul. Raca, raca, raca cu trenul, cehii nu deschisele de apă la animale. Noi nu m-am dus, că am avut delegație, nu ne-am dus noi cu animal, noi am luat cu avionul. Dar, până la urmă, lucrurile s-au terminat cu bine. Dar ați ales animale de calitate la momentul ăla? Vă spun, am avut mari greutăți. O trebuit, când au văzut că suntem pretențioși și vrem să ne încadrăm pe parametri, nu ne-au mai ajutat. O trebuit noi să... Animale puternice, 500-600 kg, Rașa Holstein, o trebuit să ne necăjim noi, să punem mâna, să vedem vârsta după dantură, să aibă 2 ani la nivel, gestație, explorație rectală, gestație, foarte bun o necăjit. Da? Am simțit răspunderea. Da. M-a trimis ministerul aici, nu pot face. Că alții nu au făcut așa, nu mă interesează. Asta mi-e profesia, asta vreau. Caietul de sarcini, uitați-l. Aia, aveam caietul de sarcini. Asta ne le-a dat. Și pretențiile noastre au fost justificate, animalele au ajuns bine în România, cu toate greutățile și așa s-a terminat escapada mea în Danemarca, pe vremea aceea era o raritate. 500 toate în zona de sud, acolo unde era necesar. Aici ardelenii știu că am descurcat cu efectivele pe aici. O luat, era pepiniera mare, era Maramureșul adevărat, unde era, aveau de unde să cumpere. Ei, sudiștii n-aveau. N-aveau pepiniere cum aveam noi. Aveam statune de cercetări, zootehnice la Sighet. Aveam gospodare bun, maramureșeni cu animale. Dar ei de acolo din sud n-aveau. Și atunci trebuia să completeze. Și așa a fost încheiat capitolul ăsta cu Gostatu. Rămâneam în IAS, dar n-am încăput, v-am spus, de un inspector de bancă care mereu, ca un, nu vreau să vorbesc de rău, dar el nu trebuia să lege de noi.
mai ales că el nu înțelegea ce înseamnă nitriț, ce înseamnă nitrat în silozul ăla. Directorii de IAS erau buni ei, dar când venea controlul de la București pentru o lună de zile, două săptămâni stăteau numai la podgoria era o podgorie de 20 de hectare de vin nobil la Sein. Două săptămâni își petreceau, trecea vremea și pe ultimele două săptămâni dădeau tare pe noi, pe zootehnie, pe medicină veterinară. Am suportat, zic, mai bine plec eu, dar eu știu că nu-s vinovați nici medicul de fermă. Am și oprit mortalitățile și acolo. Aveam o practicantă săptămânal bilet de avion la București și mi-aducea ceea ce am cerut eu. Mărioară, te duci la București cu avionul, vii să termină medicația, săptămâna viitoare iară te duci. Și așa, timp de o lună, aproape două luni, am trimis-o cu aprobarea directorului, bineînțeles, și ne aducea niște medicamente care se dădea pe rost, ca putem să hidratăm viței care se pătau. Și bineînțeles că în felul ăsta, cu medicii care aveam la fermă, am reușit să salvăm foarte mult. Nu puteam pe toți, că nu se poate. Și așa au trecut o iarnă întreagă. Când am văzut că nu se lasă de soartea mea, am dat un examen, un interviu, murise de la Farmavit directorul Nițescu, a murit și am fost doi care ne-am contrat, doi am fost pe post. Ăla mă versese la București cu un porc între că era șef de fermă la porc la partid, eu n-am mai spus nimic. După ce s-a dat examenul, el a fost sigur și eu de București, de la Farmavit, că ăsta mere, că doi. Dar eu aveam susținere aici. Mă știau colegi, mă știau aia și am luat. Și am rămas la Farmavit 18 ani pe 3 județe. Am stat la am făcut satul mare, Maramureșul, Sălajul, eram unici distribuitori de produse și am dat și examenul de medic primar în perioada asta. Examenul de medic primar s-a făcut la facultatea din Cluj. Examen teoretic, interviu oral și toți s-au mirat din cei care lucrau în rețeaua. Erau 17 sucursale pe Farmavit. Cum ai luat tu examenul de medic primar că tu n-ai fost în clinică patologică cum era spitalul din Baia Mare sau că ai fost, te-ai rupt de dispensar, te-ai rupt de circunscripție, te-ai ocupat cu medicamentele pe cele trei județe. Zic, băi, eu dacă m-am dus în Sălaj, dacă m-am dus în Satu Mare, dacă m-am dus la Carei sau la Maramureș, eu nu m-am dus să împart medicamentele, i-am dat la șofer, eu am intrat în hală, în combinat și mi-am făcut patologia, am învățat teoretic, am văzut și așa am dat, toți s-au rămas cu gura căscată. Am înțeles. Domnul doctor, înțelegem că ați avut o carieră lungă. Lungă. După calculele mele, 67 de ani. 67 de cu ani. Cu multe provocări, multe piedici de la colegii dumneavoastră de breaslă sau alții din jur. Da. Dar ați reușit, în ciuda provocărilor și greutăților. Și vă felicit pentru asta. Vreau să vă mai întreb, ce animal v-a plăcut cel mai mult din toată cariera de medic? Vaca. Și de ce? E foarte scurt. Vă spun de ce. În copilărie foarte grea am avut, așa cum m-au spus că au apărut războiul. Am plâns lângă bivol, am plâns lângă vaci, dar mi-a plăcut. Într-o primăvară, țin minte cât trăiesc. Mă, ce-au făcut copiii ăștia lui Femvrune, că așa o chemai pe mama? Ce-au făcut copiii ăștia de are așa bivol, ca niște tancuri? Desculam. Eu cu fratele meu, mici așa cum eram, cu mama, când a venit primăvara, s-au mirat toți ce animale frumoase aveam noi. Mi-au plăcut. Și vaci am avut, și bivoli. Bivolii ne-au plăcut pentru că tata era un mare negustor de bivol. Pe vremea aceea nu era antibiotice. Și vă spun ce se întâmpla. Tata, fiind un bun cunoscător în târguri, cumpăra bivol pentru TBC-urile care erau în București. Oamenii bolnavi de TBC pe vremea aia, în 39, în 36, în 37, până am avut și eu 4, 5, 6 ani, țin minte și acum, vineau periodic la tata să le dea bivol, să aibă aia lapte de bivol că sunt tuberculoși.
Și laptele de bivol aveau ei în concepția asta și poate și adevărat, ca și laptele de capre foarte bun. Tata merea în târguri, aducea bivolii, se înțelegea cum era pe vremea aceea, nu era telefoane mobile. Și ăia vineau, duceau bivolii, tata merea la altele și am iubit animalul. Laptele de bivol este extraordinar, nu știu dacă ați, adică văd că aveți. Și am plâns lângă ei, pentru că pe căldura mare, ce se întâmpla? Eu fiind de 6 ani, se băgau în baltă și nu mai puteam să scot. Și atunci un unchi de-a meu vedea că și eram acolo, fiind de 10 frați, eram împărțit pământul și tot eram, nu eram sigur niciodată, unul din unchi era acolo. Venea cu o joardă de 3-4 metri și scotea bivolii, m-a ajutat să bag în jug, dădea cu numai noroi era. Cum dădea ei cu coada de baltă, nu mă se mai vedea pe asta de noroc. Plângând, m-am dus, m-a ajutat să-i pun la plug și așa cum am fost de mic, am ținut de cornele plugului și de grab. Sămânatul nu-l făceam eu, că îl făcea, ce se făcea manual, avea, parcă văd și acum cum era sacul cu grăunțele, făcea 2 pași arunca, făcea 2 pași arunca și așa, la griu, la porumb era. Ne-am reținut cum de aveați dumneavoastră vitele atâta de bine ieșite din iarnă. Noi atât am știut. Să le hrănim, să le adăpăm, să stăm lângă ele cât e nevoie. Nu au rămas, de bine, de rău, au rămas în sat niște oameni care erau reformați. Nu erau voie să meargă la armată. Și era ajutor pentru familiile văduve, cum era mama văduvă, în sensul că era tata plecat în război. Am reușit să facem fânul, am reușit să-l adunăm, am avut furaje și le-am grijit. Așa ne-a plăcut. Dacă nu vă spun un secret, poate că acum vă spun prima dată, le spălam cu urină. Bivolul nu trebuie să face ce a făcut eu. Nu ne-a fost scârbă. Așa de bine le arătau, extraordinar. Și n-am făcut altceva, luam cocenii de la pănușii, de la mălai, îi tăiam mărunt, îi dădeam prima mâncare, după aceea venea o tavă, cum o dădeam? Luam o tavă, așa mici cum eram, o amestecam cu paie de ovăz și așa le dădeam, nu le dădeam o tavă curată. Le dădeam pasta, adăpat, aveam fântână în curte, le dădeam apă cu găleata, meream în grajd, cât vreau să bei. Și așa am grijit noi, așa, noi nu ne-am comparat că ce au alții în grajd. Și acum, mă țin minte cum s-au mirat ei, cum febronia asta cu 2 copii mici, are așa bivol extraordinar. Eu n-am avut comparație, nici nu m-am dus să văd ce au alții. Dar țin minte cum ne-au lăudat. Dar îi spălați cu urină pentru a-i deparazita într-un nu fel? Știu pentru ce, dar știu așa că aveau o colorație foarte bună și arătau extraordinar de bun. Nu era jegoș, nu erau ca lacrima erau, nu știu ce, nu am intrat în detaliu, dar nu știu de unde ne-a venit nouă ideea aceea, nu știu de unde. Și tata și-a făcut bani pe baza asta și-a tot cumpărat pământ, a tot cumpărat pământ, pentru că ăia veneau cu bani. Cumpărând pământ, am început să ne înstărim, să avem mai multe treburi și acum dacă s-ar scula să vadă cum au rămas pământul neluat. Am înțeles. Deci asta mi-a plăcut. Fie că a fost vacă, fie că a fost bivol, tata avea o calitate. Indiferent unde se pierdeau bivolii, că noi îi pierdeam prin păduri, că la noi era păduri mult. Nu m-au de 2-3 ori striga tata și venea bivolii. Nu știu ce avea. Măi, cunoștea vocea, îi știa. Nu se temea că cumpără animale care împungă bivolii. Erau, țin minte, ca și copil, erau bivoli împungători. Tata nu se temea. Stați, îi cumpărăm. Și ne apropiam de ei. Dacă îi hrăneam bine, le dădeam tot ce trebuie, apă, țesălam, îi periam. Așa mi-am explicat de ce s-o mirat de noi atunci, într-o primăvară, că aveam așa bivol. Igiena corporală le făceam, atât așteam noi, altceva nu știam. Să fim alături de ceea ce aveam în curte. Foarte uite frumos. Ce bivol are febronia asta, cum a putut să aibă? Apoi ce să vă spun, alimentația era, asta era. Lapte de bivol cu mămăligă,
mămăliga la noi se mânca foarte mult, lapte, ouă cu carne de porc friptă și păstrată în borcane de sticlă, în tură. Asta era mâncarea de bază, brânzetul, tot era nepoluat, foarte bun. Dar laptele de bivol, ouăle din curte de la noi, amestecate cu carne, cu cărnați scoase din... După ce s-a tăiat porcul, așa era obiceiul. Ce s-a fumat, s-a fumat și restul se frigea și se băga în borcană de sticlă peste care se turna untură. Până vara târziu aveau femeile de unde să scoată. Câini am avut, porci am avut, grădină de zarzavatări am avut, să mira lumea de... Că mi-a plăcut să muncesc. Asta am știut eu. Și acum tot la fel fac. Vara am grădină la Băiuți, unde la Băiuți avem două case de vacanță. Dar la 91 de ani, domn doctor, nu vii grau să... Nu. Acum ce am făcut sâmbătă și duminică? Am retezat un gard. Ce să fac eu? Zic, dăm securea. Am fasonat cele groase de foc, separat cele subțiri pentru araci la vară, când încep grădinăritul, separat sandule, cele de foc trebuie duse, o vedeam când și cum, văd că zăpada se duce și lucrez. Dacă nu am ce face, mă duc și iau securicea în mână și tot găsesc eu ceva de făcut prin pădure. Nu stau la televizor, nu stau în casă, numai când mănânc, la ora 1:30, 2. Mă duc și mă odinesc un pic acolo pe mansardă și la ora 4-5 vine înapoi în Baia Mare. Dar nu stau. Deci trăiți o viață foarte, foarte activă. Nu stau. Capul gol toată iarna. Tati, dar pe... Fantastic. Uite că ninge, de ce? E plăcerea mea, zic. Asta nu-i nimsoar. Interesant. Am plâns și din cauza frigului. Eu, copil, ce eram, năcăjit, cu niște bococi, să mă facă să fiu duminica singur pe drum. Și de acolo vă amintiți cum ați suferit iarna de frig. Am suferit iarna de frig și vă spun, plângeam singur pe drum duminica, că era iergeroasă pe vremea aia. Și eu trebuia să vin la biserică în Dubrăveni, la greco-catolici. Ați mers în zona aia de la faptul că lucrați fără căciul afară, chiar și iarna. Lucrez dar întrebarea era, dacă lucrați atâta, domnul doctor? Și acum. Dacă lucrați atâta și cu lemne și prin gospodărie și cel mai mult descoperit, cu capul descoperit, când se odihnește domnul doctor Petri? La vârsta de 91 de ani, când găsiți timp vă spun să programul, odihniți? Vă spun programul. Zilnic, când sunt în Baia Mare de aici, de la farmacie, la ora 2, ieși din casă, ori mă duc la Carrefour, la fosta Bilă, ori mă duc la Profi, ori mă duc la Fragus, să-mi fac aprovizionarea pentru marța și vinerea am o femeie care vine și îmi face curățenie și mâncare. Da. Și îmi vau de lucru și mă duc. Mai las una, două, ca să mai am timp să mă duc și după mă. Și așa, la ora 22, eu opresc televizorul. Am niște seriale care le-am îndrăgit, turcești, dar îmi place foarte mult Conflictul Psiului. La postul de televiziune Happy, m-au cucerit serialele alea 3, la ora 22 închid, pentru că ei continuă cu altul. Aha. La ora 22 închid și am terminat. Dimineața la ora 5 nu există oră să nu fiu în picioare. I-am spus la Anca, 2-3 când de apă cu lămâie pe stomacul gol, primul lucru. Al doilea, afară am un balcon făcut numai din lemne și din sticlă, nu balcon de ăsta clasic. Acolo e ca și într-un foișor. Acolo fac reflexoterapie aproape 20 de minute la tălpi, la mâini, după care fac gimnastică iară 20 de minute și vin în baie și mă spăl cu apă rece. Prima dată capul și bustul. Când am terminat cu fricționările, pun capul sub chiuvetă, să curgă direct pe cap, curge, mă spală de săpuneală, de asta, jos pantalone de pijama și apa aia care se strânge din chiuvetă, tot o iau și o arunc pe mine. După ce fac treaba asta, mă limpezesc, mă șterg,
Eu nu mai simt frigul. Nu mai simt frigul. Stau, mă spăl pe dinți după aceea, mă balbinez duminica, mă balbinez totdeauna, dar numai duminica. Eu nu mai simt frigul. Și stau cu halatul ăla, îl leg și așa încep să mănânc, termin mâncarea, termin tot, mai fac ce mai trebuie să mai las. Mă îmbrac și de la loc. Și gata. Dar eu mă mir de mine, vă spun drept, și îmi pare bine că am avut curajul ăsta cu apa rece. Poate că lumea nu crede, dar să vină să mă vadă. Să pui tu acolo capul meu, vine apa aia rece de la chiuvete direct pe cap. Nu-mi pasă. Păi să știți văzut că dacă ne invitați, noi venim să imortalizăm și rutina dumneavoastră de dimineață. Eu mă pot trezi și la 4. Ioi. Dacă vreți neapărat. E ceva foarte fascinant. E fascinant, dar nu știu cum să spun. Așa mi-a rămas. O traiectorie pe care și-o făcut-o dumneavoastră? Mi-am făcut-o de 10 de ani. Adică am încercat, am văzut că colegii mei toți au venit. Noi am venit din facultate, 10, am uitat să vă spun. Exact, asta era una dintre întrebări. Am venit din facultate, unii din ei ruibiști, unii handbaliști, unii volevaliști, vole de divizia asta, Plăcan, Peride, tot ăștia, Halebai. Au murit toți, din cei 10 am rămas numai singur. Rând pe rând. Și din cei 10... Sunteți singurul? Singurul care a rămas. Dar ca medic veterinar în țară, mai e cineva? Mai nu știu dacă mai este. Ca... Nu, știu că ce am avut la Cluj a murit, ce am avut la Iași a murit, ce am avut în Maramureș a murit, la Cluj șeful de anatomie de la Cateriță, doctorul Popovici, coleg de grupă, am vrut să vorbesc cu el. Zice fata, domnul doctor, eu mă duc la el. Dacă vă recunoaște, că era Alzheimer înaintat. Eu vă dau telefonul și vorbiți cu dânsul. N-am putut vorbi. Nu vă recunoaște, Alzheimer e avansat. Nu știu alții că s-a pierdut legătura. La 90 de ani, pe cine să mai caut eu? Cum a ajuns aici, când s-a pensionat? Nu știu. Aș fi vrut. Să știu, cei care sunt mai aproape de mine știu că nu mai sunt. În această farmacie veterinară, cum... Vă spun cum am ajuns. Eu am lucrat peste pensie 3 ani la farmavietul ăsta, care lucram pe 3 județe. Rohian, care era directorul aici, cu 15 salariați, că era o secție puternică, a aflat că eu m-am pensionat. Și mă trezesc cu el în biroul meu, de șef de filială pe alea pe 3 județe, mă trezesc cu el încă. Chiar acum parcă văd cum zic, ce mai stai? Hai! De ce aveți cu mine? Hai că e doctorul Babici aici, care era un fiind de-a meu. Nu se descurcă că nu a lucrat în domeniul medicamentului. Hai, te rog, nu mă repornește și apoi faci ce vrei. Zic, măi Grigore, zic, măi Grigore, ești fiindul meu. De ce zgoale rapturile astea? De ce zgoale, mă? 26 de ani. Doar să-i farmacie, mă. Păi nu mă lasă să iau numai de la Agroved din București. Două, trei aici, câteva flacoane. Nu, zic, știi ce? Eu vorbesc la telefon. Dacă mă lasă să lucrez la Agroved, să organizez o farmacie, așa cum știu eu, de la mai mulți furnizori, bine, dacă nu, refuz și mă duc acasă. Iau telefonul, era doamna Rădulescu, medic la Agroved, nu știu ce. Zic, doamna, nu se poate să stai o farmacie veterinară cu câteva produse care le dați dumneavoastră. Vă rog frumos să înțelegeți, eu am lucrat 18 ani în domeniul medicamentului, vă rog să mă aprobați să luăm medicamente de la toți furnizorii care vin și aduc, nu dumneavoastră, de un segment atâta, ori activitatea veterinară într-o farmacie. Și așa mi-a aprobat. V-ați luptat. Și am adus medicamente. Doctorul Babici Grigore, fiind de-a meu, o mai stat lângă noi cât o mai stat. Eu am rămas până ziua de azi. S-ați rămas 26 de ani. 26 de ani. În 14 septembrie, în 14 septembrie, colegul nostru a murit. Și am rămas cu domnul doctor, noi doi. În continuare. La început a fost o sucursală puternică, puternic, da. Pe fitosanitare,
pe îngrășăminte, pe nutriție, veneau furajele, le împărțeam, aveam contracte cu penitenciarele care aveau ferme pe vremea aia. Din toate segmentele astea au rămas numai medicamentul veterinar. Am avut trei, o muri rochiană cu vă două, trei luni. Da. Da. Și am rămas, din 15 am rămas noi doi, toată activitatea de nutriție, nu s-a mai făcut activitatea de fito, de combatere, nu s-a mai făcut. S-a pierdut. Și eu, ca medic, fiind și statutul cumva bun, nebun, dar așa e statutul. Într-o farmacie sau în două, trei farmacii să fie un medic veterinar. Așa a fost statutul, așa am rămas. Am rămas noi doi. Deci dumneavoastră, în loc să ieșiți la pensie, mai lucrați în farmacie de 26 de ani. Vă spun, când parcă-l văd pe Rohian, nu știu dacă l-ați cunoscut, cum a intrat la mine în birou de director, de șef de filială, ce mai stai? Hai că Babiș nu se descurcă, hai și ne ajută. El știa că am lucrat pe trei județe și eram în materie. Foarte mult respect. Apoi cum să... Păi viu, dar eu nu mă vă pornesc. Eu m-am săturat. Eu m-am săturat de activitate. Nu mai vă pornesc și mă duc. Și ne-a tot pornit de 26 de ani. Și așa am rămas. Mi-a plăcut. De ce mi-a plăcut? Aici socializez cu oamenii. Aici ați pot face niște sfaturi, niște treburi și cu mijloacele care le avem. Oamenii și animale. Acum, uite ce e aici, și din coleplin, și din calceplin, avem produse foarte multe. Au început să-mi treacă dorul de odihnă și îmi pare bine că mi-au trecut. Colegii mei care s-au pensionat au rămas și bun rămas au fost. Nu, ultimul care a fost doctorul Bonea de la Cipârleu, a murit acum 2 ani, azi m-a sunat nevastă sa să mă întrebe de vârstă, am spus că uite-ți 99 de ani. Factorul principal, că nu m-au lăsat, că am văzut la unii bătrâni. Cine după, doamna Anca? Da. Doamna Anca, a fost puntea care m-a ținut și nu m-a lăsat, că dacă te înveți cu comoditatea, că ești în vârstă, că să dormi mai mult, că să stai mai mult. Asta e un pericol pentru sănătate. O să stai afară, o să te... Nu, nu o să faci nimic. Nu te lăsa, dă-i înainte. Nu m-a lăsat. Da, da. Nu m-a lăsat. Da, Rohian, care a murit săracul, nu știu de ce, ne-a lăsat, ne-a încurajat, a fost lângă noi, noi doi ne-am văzut de treburi. Și acum merg înainte cu domnul Pășcuț și cu agrovetul din București, niște oameni deosebiți, puteau să închidă, dar, având în vedere atâția ani lucrați, mergem în continuare. Până când o să vedem. Acum... Ne bucurăm de activitatea lungă și amplă. Da, 67 de ani de activitate. Îmi pare bine. Îmi pare bine că... Băi, ce-a bine, nu, am încună cazuri. Acum ea s-a școlit atâta de bine că-i poți da cu ochii închiși nota 10 la orice. Atâta de bine, pentru că are un cap extraordinar. Și în contabilitate, și în gestiune, și în profesie, după atâția ani s-a școlit, nu-i mai trebuie. Calculatorul ajunge, te ajută și este foarte bine că s-a școlit. Nu poate lucra singură, fără nicio problemă. Fără nicio problemă. Deci la cât de capabil a fost dumneavoastră, puteți lăsa un nou... Am avut profesor bun. Poate lucra... Nu bun, extraordinar. Fără nicio excepție. Extraordinar. Oricând mă duc și bag garanție pentru ea, ca mai bun medic de circunscripție nu există ca ea. Deci oricând mă pot duce să... bun profesor, am avut 26 de ani. Excepțional. Excepțional. Și... Da, da. Așa au trecut 26 de ani. Da. Copiii... Am o fată care e primul copil, e la București. Din mine și din soția s-au mai format încă 4 familii. Îs bucuros. Am 3 strănepoți. Îs bucuros. Să trăiască. Nu i-aș lăsa oricând. Și am vorbit de multe ori cu ea. Cea mai mare satisfacție a mea a fost când am putut să intervin, să nu las copiii. Când trebuie să intervii ca părinte și e nevoie, atunci ai satisfacția că simte că ai un sprijin. Familia este asta. Și am avut nevoie în viață de 2 ori să intervin pentru ei.
Am avut nevoie de nu eram să ăsta, copiii să pierdeau. Multele momente trebuie să fie alături de copii, hotărât, restul să duc, nu trebuie să îi duci de mână. Dacă trebuie să asta, și așa. Vreau să vă felicit pentru cariera lungă ce ați avut-o, pentru pasiunea de a îngriji și de a trata animale, pentru munca ce o faceți, chiar și după pensie, la vârsta de 91 de ani. Și ne bucurăm că sunteți printre noi, vă dorim sănătate și toate cele bune. Încheiem cu o întrebare. Care considerați a fi cea mai mare realizare a dumneavoastră din toată cariera? Din toată cariera vă spun. În primul rând, faptul că am reușit să fac un dispensar veterinar cu locuință, unde când m-am dus nu era nimic. Și la doilea rând, am reușit profesional să fac primele cezariene, cezariene la vaci în raionul Cehosilvaniei, care m-a bucurat profesional. Eram la vârsta aia când vorba aceea puteam da totul și profesional m-au apreciat și colegii, și cei de la regiune, și cei de la județ între timp, și am parcurs etapele astea nu prin forță, prin promovare le-am parcurs toate. Nu am forțat nota niciodată să mă milogesc pentru ca să schimb locul de muncă. Toate au fost în mod firesc ajunse și rezolvate fără ca să forțez nota. Dar au fost toate realizări datorită competențelor noastre și pasiunii și muncii susținute. V-am spus, competența mea profesională, cât am stat în IASE 4 ani, a fost cam ajuns în Danemarca. Mândria mea a fost aceea că a fost printre puținii medici veterinari care au putut trece în Occident, că așa era pe vremea aia. Securitatea din urmărit. Când a venit înapoi din Danemarca, știi ce s-a întâmplat? Aproape că nu ne-a controlat, că ne-a urmărit ce facem acolo. Și literatură, dacă ți-ai adus, dacă cineva afla că ai luat de acolo și atunci de la Alabama în București, la avion, te controla. Abia am început să cunosc Maramureșul cu Vișeule, cu Sighetul, cu Borșa, cu alea, care m-au satisfăcut foarte mult, mai ales duminica și sărbători, când ieșeau oamenii îmbrăcați în hainele lor. Și am început să-l îndrăgesc și uite că m-am făcut maramureșan. Acum o familie în București, ăștia lață sunt Baia Mare și Dumnezeu să le ajute, că cea mai mare satisfacție ai când atunci, ca părinte, repet, ca părinte ești nevoit să intervii și dacă nu intervii în momente, atunci nu. Mi-am ajutat Dumnezeu și am intervenit și cu succes. Ne bucurăm! Felicitări încă o dată! Domnule, să fim sănătoși! Respect tare mult. Eu vă mulțumesc că v-ați pierdut timpul cu mine. Nu ne-am pierdut, pentru noi un câștig, că noi învățăm tare multe de la dumneavoastră. Acum, toți mă întreabă că ce fac, cum e la 91 de ani. Zic, stai să vezi cum a fi la 92 și la 93, că nu mă las. În tinerețe am suferit mult cu lombo sciatica și din cauza asta, musculatura sciatică sau asta, dar cu bastonul nu mă doare, mă duc, a plecat. N-am probleme. E păcat să nu folosești vremea. Eu nu m-aș duce acum cu mașina, nu să-mi plătești 1000 de lei. Uite ce vreme, să nu te duci tu pe jos. E foarte frumoasă vreme. Încă o dată. Domnul doctor, sănătate. Vă salut și vă doresc sănătate multă. Mulțumim pentru sfaturile și informațiile valoroase ce ni le-ați dat. Am trecut prin multe, dar repet, dacă e un pic de voință și un pic de cum să spun eu, dacă am respectat oamenii, eu nu m-așa de explic, dacă am respectat șefii, am respectat oamenii, că posibil, parcă viața se duce ușor înainte. Apoi când ești cu ură și cu șartă și cu acțiunile alea, aia de viață. Și e mare lucru când din momentul ca părinte să
sprijin pe copii, dacă e nevoie. Da, da. Doamne ajută! Doamne ajută, sănătate! Da.